Ia, povestește-le, puiulete, ce facem noi aici? Ghiciți la ce vreau folosi această tigaie? Nu o să ghiciți niciodată. De fapt, o să ghiciți pentru că am scris în titlul clipului. Am cumpărat niște semințe din alea decojite de floarea... Ups! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! De floarea soarelui. De floare, nu? Ele sunt copte, așa scrie pe ambalaj. Mie nu mi se par. Probabil că sunt coapte, cine știe cum ar fi dacă ar fi crude. Dar ideea este următoarea, că noi am cumpărat niște covrici de mai multe ori, din Gara de Nord, nu-i așa? Nu, zâmbește așa și tu. Am cumpărat covrici din Gara de Nord de mai multe ori și aveau niște semințe din astea de floare pe ei, foarte bune, și s-au copt împreună cu covrigii acolo și erau foarte bune, dar erau mult mai mult coapte, adică nu arată așa. Alea de pe covriș nu arată. Iar mi le-ai băgat. Nu arată așa. Albe sau cum să le zic, culoarea asta. Alea chiar sunt coapte coapte, adică unele dintre ele sunt aproape negre, altele sunt maroniu mai închis, dar au un gust atât de bun încât noi când cumpărăm covriș de aia, stai un pic cu ele, de? Vreau să-i pună. De fapt, punele, hai că povestesc după aia, adică între timp, așa. Așa, Nu, pur știu ce și sunt. simplu. Da, împrăștile cât poți mai bine prin tigaie. Așa, noi când cumpărăm covrigi de aia, în primul rând mâncăm semințele. Luăm covrigul, culegem toate semințele de pe el și le mâncăm și o delicatesă. După aia mâncăm covrigi, nu știu ce, și la urmă în pungă mai scapă unele, că se mai desfac de pe ei și le mai găsim prin pungă și pe alea le căutăm până la ultima. Și le mâncăm, sunt foarte, foarte bune, alea coapte așa, mai mult, deci coapte mult. Cred că n-a cu capa, că practic trebuie să le prăjim mai degrabă decât să le coacem, știi? Oare? Nu sunt sigur. Nu, că e prima dată când facem și nu știm. Noi încercăm acum să reproducem rețeta, adică, mă rog, rețeta. Noi nu facem covrigi aici, dar am pus semințe pur și simplu în tigaie. Mă nec uneori pentru că îmi curge apă în gură deja. Numai când mă gândesc la ce. Și sperăm să reproducem efectul ăsta, cum să zic, gustul ăla. Că le mai prăjim și noi, mai mult decât sunt ele acum, nu știu. Până le facem așa, maroniu închisă, din aceea cu același gust. Și în caz că au același gust, o să vă spunem, de fapt o să vă spunem oricum ce a ieșit. Dar sper să iasă la fel de bune ca alea, care înseamnă că tocmai le-am stricat punându-le aici pe aragaz. Facem o mică pauză și continuăm după. Hei, am pus capacul, eu o zis, nu știu dacă se aude. Au început să pocăne, așa, să facă sunetul ăla specific de popcorn, deși aici nu este porumb. Eu zic. Tare curios și o să iasă, sper să iasă bun. Altfel, tocmai am aruncat ceva care era deja bun, dar noi sperăm să iasă la fel de bun ca aia de pe covriș, care sunt de-a dreptul delicioși. Ne-am bătut pe semințele alea. Când le luam la urmă din pungă, eu și cu puiuletele, eu luam, voiam să mănânc și ce nu, și mie jumate, și eu aveam, n-aveam decât patru bobițe în mână, cât mai găsesem și eu pe fundul pungii. L-am împărțit și pe alea, la jumate, două eu, două ea. Hei, au început să se rumenească, ia uite, ia să vedem ce se întâmplă de mai amestec cu lingura. Da, cred că trebuie să le facem fără capac ca să le putem amesteca, pentru că unele dintre ele, uite, deja s-au ars sau în sfârșit s-au făcut un rău, altele mai deloc pentru că n-au atins de tigaie. Așa că mai bine decât să-i pun capacul, lăsăm așa. Da, eu sunt ăsta, stați să vedeți sigiliul regal. Da, deci eu sunt ăsta, bucătarul, șeful bucătar. Opa, ușor, ușor, haide, haide. Încerc să nu le fac nici, adică nu am trebuie să se ardă. Dar așa sunt și pe covregi, unele sunt aproape negre, cam cum e aici așa, altele sunt maronii, deci undeva, un degrade așa, între cum arătau inițial în punga aia pe care ați văzut-o, și negru. Așa, o chestie de colo până colo, toate culorile posibile, cam acum au toate culorile posibile, deci cred că aș putea să opresc focul. Sau mă rog, să iau tigaia de aici. Ok, să le las un pic să se răcorească, după care o să le gust și o să vă spun cum sunt. Uite, nu s-au lipit deloc. Tigaia de ceramică este super bună. Nu fac reclamă la alte tigaie de ceramică. Spun doar despre acest tip de tigaie. Am făcut tot felul de mâncăruri în genul ăsta de tigaie și Da, foarte bună. Nu se prinde, nu-i așa, puiulete? nu, nu Tigaia se de prinde. ceramică. Uite. Au ieșit, a? Da, acum să lăsăm un pic să le răcorească și să le gustăm, să vedem ce ieșit aici. Bine, Fiți atenți cum arată acum, parcă ar fi cafea aici. Aștept să se răcorească un pic să le testăm.
Sper să fie bune ca alea de pe covrigi. Ok. Ok, și acum să vedem testul calității sau cum să-i zicem. Am pus câteva acolo să se răcească mai repede pentru că sunt nerăbdător și nu se mai răcesc o dată. Nu știu ce capacitate termică. Bun, hai să încercăm. Hai să aibă la fel de bun gust pe care de pe covrigi, care înseamnă că le-am stricat. Că le-am făcut un pic cam mult. Dar sunt bune. Sunt prea mult făcute, trebuia mai puțin. În care de pe covrigi sunt și unele mai negre, dar nu sunt atât de multe negre și trebuia lăsate ceva mai puțin, da? Într-adevăr, seamănă cu alea. Cum mai gustoase decât cum era original în punga. Ție cum ți se pare? Sunt un pic prea mult făcute. Uite, să încercăm unele care nu sunt la fel de rău. Mai deschis-o un pic, da. Răscoate, sau cum să le zicem la asta? Ultra prăjite. Foarte bune. Dar, țineți minte, prea negru, nu? Nici așa albe cum erau inițial, mă rog, albe. Culoarea aia dărzuie sau ce au ele la început. Nici așa, dar nici negru. Undeva pe parcurs așa să fie maronii, cam atunci sunt ideale. Acum sunt un pic cam mult, au chiar un pic de gust de cafea acum. Probabil că prăjeala asta, pur și simplu, da, aroma aia, în sfârșit. Sperăm că o să vă placă dacă le încercați. O, dacă vedeți covrigi din aia cu floare, puteți să luați și să vedeți ce gustoși sunt. Nu facem reclamă, dar că nici nu avem cum, că o fac. Cine știe câți mii de firme fac covrigi de aia. De fapt, da, ce poți să zici că faci reclamă la un produs? Nu cred, adică un produs general, cum aș face, să zicem, reclamă la suc de portocale. Ce, dacă zic că e bun, înseamnă că am făcut reclamă? Cred că nu. Covrigii cu floare să încercați, dacă nu ați încercat, sunt foarte bune. Semințele alea mai ales, o să cam curgă. Când mâncați din el 10 semințe o să fie în gură și încă 10 pe jos. Deci ar fi bine să le mâncați cu pungă, cu tot, ca să aibă în ce să strânge. Și după aia le mâncați la sfârșit, sunt super bune. Pui le face gălăgie ca să nu mi se audă mie vocea. Să mă apropii un pic de cameră, vă rugăm să dați un like care e să știți că e gratuit. Nu vă costă nimic, apăsați pe like. Apăsați pe like, vă rugăm. Chiar dacă v-a plăcut, chiar dacă nu v-a plăcut, vă rugăm să vă abonați, chiar dacă vreți să ne mai vedeți, chiar dacă nu vreți să ne mai vedeți. Și pe clopoțelul ăla de la abonare ca să vă anunțe YouTube de fiecare dată când punem clipul noi, pentru că altfel nu vă anunță decât din când în când. Sau chiar deloc, nu știu. Și să mai dați clipul de vă rog și la alții, adică trimiteți-le, nu știu, puneți-le pe Facebook cel mai bine, sau pe Twitter. Le postați la voi acolo ca să le vadă lumea. Sau pe WhatsApp, le trimiteți la prieteni, ce știu, le arătați la familie. Ieșiți prin oraș, vă duceți la poliție. nu la poliție, nu vă duceți la poliție. Mergeți pe la instituție. Să rog mâna, doriți să cumpărați ceva, zice vânzătoră. Nu, am venit să vă arăt canalul ăsta, Motanelul și Puretele, vă rugăm să vă abonați. Ați înțeles ideea, mai arătați și voi la alți oameni ca să știe mai despre noi. Mersi, bye bye! Ia uite! Bye bye, hă? Bye bye! Cam fierbinte, cam fierbinte! O să mănânc după.